Dar de ce vă dați înapoi? De ce vă dați înapoi? De ce vă dați înapoi? Băi, băi rușine pentru măcările care le faceți? De ce nu mai am încredere în dumneavoastră? Că la închiderea anului, la închiderea anului școlar ați promis în mod solemn că într-o săptămână vorbiți cu noi. Dumneavoastră v-ați dat la fundul șurem și v-ați făcut... De ce plecați, doamnă? De ce plecați, doamnă? Rușine să vă fie că plecați! Rușine să vă fie! Părinții au luat foc atunci când au aflat că trebuie să-și trimită zi de zi copiii la 10 km distanță, la Fundulea. Primarul orașului a găsit o altă variantă. Școala de la Gosine intră în reabilitare. Noi am câștigat un proiect și intră în reabilitare. Noi am emis ordinul de începere al lucrărilor. Am atenționat să ridice mobilierul și ce trebuie. Am găsit soluția ca copiii să nu fie mutați de aici prin containere modulare care sunt în toate orașele și în toate localitățile. Dânsa nu este de acord, vrea să ia copiii să-i mute la Fundulea. Părinții de aici nu au posibilitatea să le asigure un sandwich, o parte din ei pot, o parte nu. Atunci vor fi condiționați să-i scoată la microbus, să-i scoată la microbusul școlar sau la maxi taxi. Lucrurile astea nu se vor întâmpla. E dată și el. Deci noi am luat măsura asta, o ne ocupăm să aducem containere ca copiii să rămână. Așa trebuie, până să reabilitează școala, dar mai ne să înveți acolo. Să bucă la Fundulea! Să bucă la Fundulea! Să bucă la Fundulea, că nu o vrem aici! Să vină director, să vină doamna! Profesorii, toți profesorii sunt jigniți de ea și făcuți în tot felul. Mincinosul! Directoarea școlii nici nu vrea să audă de varianta containerelor modulare. Ea vede în spatele protestului o afacere a primarului. O să fac și eu sesizare la OLAF să vedem în ce bază a obținut acest proiect pe fonduri europene, pentru că situația din școala asta era trenează de ani de zile. În ce sens? În ce sens? Că nu se mai justifică, ne mai avem copii, să investești 2 miliarde. Uitați, ăsta e din Consiliul Local de ieri, de exemplu. Da? Un miliard vine frumos de la bugetul local pentru reabilitare. Mai puneți în calcul și 4 euro pe container pe zi, chiria care va urma. La mai puțin de o lună până la începerea școlii, situația rămâne explozivă la Goștilele.